Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din o nouă serie de survival pe versiunea 1.8.7. Ok, să începem survivalul nostru. Începem cu a lua niște lemne, deoarece știți că avem mare nevoie de lemne în orice survival. Deci o să luăm lemne deocamdată. Hai să luăm multe. Cred că atâta avem nevoie. Hai să punem aici. Facem un crafting table. Trebuie să facem cât mai multe realizări. Asta e faza. Deci trebuie să facem cât mai multe realizări. Topor. Sabie. Hai să mai găsim niște găini. Atunci găini. Perfect. Hai să mai vedem ce mai e pe aici, stați așa. Punem așa, de pe fâs, să dăm, să alergăm, adică. Haideți să mergem să luăm niște pietricică, cum zic, că piatră, ok? Să luăm niște piatră, să facem fornal. Avem nevoie de fornal pentru a... Asta pentru a găti mâncarea găinii. Mâncarea care am omorât găinii și am făcut carne, nu? Deci de aia avem nevoie de multă piatră. Perfect. Păi deci găina aceasta să omorâm. Și nu cred că mai ies găini. Haideți acum să craftăm un furnal, să-l punem aici și opa, nu, să facem cărnica. Perfect. Hai să mai luăm niște lemn, pentru că ne mai rămas, nu ne-a rămas piatră, atunci hai că adunăm. Gata. Acum avem piatră pentru un topor. Opa, n-avem lemn, luăm lemn din furnal. Opa, mai trebuie încă un lemn. Facem așa. Acum facem așa, facem un topor de piatră și ținem copăcei. Pentru că la casă avem nevoie de diferite sortimente de copaci, unii albi, unii mai închiși la culoare, unii pentru podea, unii pentru pereți, știți, avem de mai multe nevoie, deci haideți să luăm. Și vezi, și seria aceasta de Minecraft va ține la practic foarte mult. Și când se va face upgrade la Minecraft la versiunea 1.8.8, pentru că acum e 1.8.7, când se va face la 1.8.8, mutăm seria pe 1.8.8 și tot așa până... Ok. Gândiți-vă atunci când o să facă Minecraft-ul ca un fel de GTA, gen să pună mașini, să poți să te lupți cu oameni pe stradă, să iei orașe. Zic și eu. Da, normal, Minecraft e un joc de survival, nu e un joc de asta, de... Cum am zis eu mai înainte, deci nu cred că o să facă așa ceva. Dar ar fi ceva frumos să fie și orașe și alea pe mapă. Adică nu sate, să fie orașe. Ok. Hai să mâncăm. Să ne adunăm furnalul. Și crafting table-ul. Perfect, acum haideți să mergem. Sărim aici, opa. Și uitați aici niște floricele, hai să le luăm. O să avem nevoie la ornament. Ok, haideți să mergem. Pe aici eu zic că nu mai avem nimic de adunat, deci putem să plecăm. Perfect. Ia uitați aici o peșteră, poate aici o să găsim ceva aur sau... Opa, avem un creeper aici. Opa, a bubuit. Ok, să vedem ce mai e pe aici. Uite niște lemn de alt sortiment, aici e o junglă apare, dai să... Omorâm văcuțe. Perfect. Așa. Acum
Să mai omorăm niște băcuțe. Ia uitați ce e aici. Gata, acum putem să mâncăm. Punem aici și facem, putem, oh nu, am făcut crafting table-ul. Ah, deci putem și cu crafting table să fierbem, dar nu. Nu facem așa ceva, facem cu lemn de ăsta. Adică să-ți pun mai puțin. Așa. Și acum mergem să adunăm lemn pentru fript până facem roz de cărbuni. Haideți să vedem. Pam, pam, pam. Tăiem niște lemn. Tăiem vreo un stack, cam așa. Ca să avem pentru furnal, ca să facem până facem roz de cărbuni. Nu vreau să fac cărbuni artificiale așa, eu ream că e mai mult, mult de așteptat, facem mai bine cărbuni, adică facem rost mai bine de cărbuni din prima, ok? Ok, haideți acum să mergem să punem aici până nu se consumă tot asta. A, pune. Așa, luăm cărnica. Mă, repede se face cărnica, foarte, foarte repede se face. Hai să vedem, acum o să punem și asta. Acum avem și mâncare. Uitați aici câte flori. Să le luăm, că aici o să ne facem în casă și să nu ne deranjeze. Uite. Așa, hai să nu ne deranjeze florile. Și să le adunăm pe toate. Perfect. Pac, pac, pac. Ce mai este acum? Ai, uitați aici câte floricele. Poate facem niște ghiveciuri și le punem pe unele dintre ele în ghiveci. Ok, uitați, aici mai avem niște cărnică care se face. Ia uitați, încă o vacă. Hai să mergem să omorăm. Perfect. Am avem o cărnică acum. O fierbem după celelalte, adică o frigem, nu o fierbem. Ok. Anda, mai avem ceva. Ok, păi eu sper că v-a plăcut primul episod din seria noastră de survival. Dacă mai vreți episoade, haideți să strângem, zic și eu, 200 și ceva de vizionări. Eu zic că ar fi super, super bine și să vedem dacă chiar vă place să vă uitați la serii de survival și dacă dați un share pe Facebook și tot, 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 poate ajungem și la 300-400. Și da, eu am fost Raul și ne vedem în episoadele următoare. La revedere!